numărul 1 din greșeală. Cred că așa se vede din exterior. Nu sunt deloc de acord cu chestia asta. Cred că sunt o înșiruire de evenimente care te duc acolo. Poate din exterior se vede că a fost o greșeală pentru că nu ești pregătit fix la chestia pentru care e competiția. Și, dar în interior sunt foarte multe chestii pe care le pui cap la cap și ajungi să câștigi chestia aia, să fii numărul 1. Amy Cuddy, sper că nu-i greșesc numele, are un TED în care susține că tu trebuie să fake it until you make it. Și cred foarte mult în chestia asta. Cred că există două moduri pentru a câștiga. Unu, să fii cel mai bun la chestia pentru care ești în competiție. Și doi, să fii bun la tot ce e în jur și să lași deoparte chestia pentru care e competiția. Să fii sigur că ești acolo și la un moment dat vei fi numărul unu în chestia. Pus în situația respectivă, vei învăța foarte multe, mult mai multe decât dacă te-ai fi pregătit înainte. Am o poveste să vă spun din timpul în care eram în liceu. Am câștigat olimpiada de logică, chiar dacă nu aveam habar deloc despre ce era acea materie. Vreți să vă povestesc cum? Am participat la olimpiada de logică, faza pe liceu, doar pentru că se oferea o zi liberă pentru a participa la aceeași olimpiadă. Dădeam o oră de olimpiadă pe 8 ore de școală. Normal că am ales o oră de olimpiadă. M-am dus acolo și am copiat tot ce știa toată lumea din sală. Eram la același nivel cu cei mai buni din sală. După aia ei au plecat. Mai era o singură întrebare la care nimeni n-avea răspunsul. S-a eliberat sala, am rămas singur, eu și cu profesorul. Am citit întrebarea și mi s-a părut foarte interesantă. Și am zis, hai să-mi bat capul la chestia asta. Și de asta am câștigat olimpiada pe liceu. Am ajuns pe sector. Sunt din București. Am ajuns la faza pe sector. La faza pe sector nu știam absolut nimic. În ultimele 15 minute, o mare hărmălaie și o colegă din spate spune, văd că n-ai scris nimic, nu vrei să scrii tu ceva? Zic, ok, dăm. Îmi dă 8 pagini pline. Ok, zic, trebuie să fac un rezumat din asta. Și am scris primul paragraf din fiecare pagina ei. Am ieșit numărul 1 pe sector. N-am mai existat faza pe municipiu. Nu știu ce s-ar fi întâmplat și acolo, dar sunt sigur că doar pentru că m-aș fi dus, probabil că aș fi câștigat-o și pe aceea. Numărul 1, din exterior, din nou, se poate vedea ca o greșeală. Din interior, e o înșiruire de evenimente și pentru că ești acolo, ai șansa de a câștiga. Și faceți-o și voi, nu ratați niciun eveniment în viața voastră, pentru că s-ar putea să fiți numărul 1.